Trei canotorei Clubului Sportiv Municipal Călăraș au participat la campionatele mondiale de canotaj de la Tokyo. Gabriela Paraschiv, sportivă în cadrul CSM Călăraș, a obținut medalia de bronz, iar Cristina Drugă s-a clasat pe locul 4. În Japonia, în perioada 8-11 august 2019, au avut loc campionatele mondiale de canotaj, unde au participat și trei reprezentanți ai CSM Călăraș. Aceștia sunt Cristina Drugă, campioana Europei în anul 2018 în Franța, Gabriela Paraschiv, medaliată la campionatele europene și campionatele mondiale în anul 2018, și Cristi Sandu, care a obținut locul 1 la campionatele balcanice din anul 2018 și locul 6 la campionatele europene din Germania 2019. Vești foarte bune de la campionatul mondial de juniori care s-a desfășurat în perioada 9-11 august la Tokyo, unde clubul nostru CSM Călăraș a avut trei reprezentanți. Și o să-i spun acum în ordinea rezultatelor obținute. Este vorba de Gabriela Paraschiv, care a ocupat locul 3, cucerind medalia de bronz, o medalie extraordinară de strălucitoare, zic eu, pentru că a fost o concurență foarte, foarte mare, urmată de colega ei, Drugă Cristina, care a fost, să zic, urmă.